Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci. Dragi prieteni, am depășit deja etapa potopului. Înainte de a merge mai departe, doresc să facem o scurtă recapitulare. Înainte de potop au fost trei lucruri care s-au întâmplat în relația dintre om și Dumnezeu. Mai întâi a fost revolta omului împotriva lui Dumnezeu. Apoi, revelația lui Dumnezeu respinsă de om. Vă aduceți aminte că predicarea lui noi a fost ignorată. Apoi, pocăința a fost absolut respinsă oamenii n-au vrut să se întoarcă cu inima lor către Dumnezeu. Ei au refuzat refugiul pe care Dumnezeu li l-a oferit. Timp de 120 de ani, acei oameni au avut posibilitatea să se pocăiască, dar n-au făcut-o și în cele din urmă au plătit scump pentru aceasta. Acum, când Noe iese din corabie, ajunge într-o poziție unică. El ajunge capul rasei umane, poziție pe care Adam a avut-o. Se spune că în Adam se înrudesc toate semințiile, dar iată că suntem rude mult mai apropiate. Într-un anume sens, Noe este tatăl nostru al tuturor. Iată că în felul acesta ajungem la capitolul 9, care începe cu ceea ce anunțam mai devreme. Legământul pe care Dumnezeu îl face cu Noe. Nu știu dacă putem înțelege cât de revoluționar este acest legământ. Odată cu el se termină perioada în care omul era singur cu conștiința lui. De acum Dumnezeu plasează pe om sub guvernare. Omul trebuie să se conducă singur. Vom vedea acest lucru în legământul încheiat de Dumnezeu cu Noe. Aș dori, dragi prieteni, să spun că prin Noe, acest legământ este încheiat și cu noi. Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Citim în primul verset al capitolului 9. Cuvântul umpleț, folosit aici, mai are și sensul de a repopula, ceea ce este foarte adevărat, pentru că mai fusese o civilizație pe pământ înainte de potop. Observați, vă rog, că primul lucru pe care îl spune Dumnezeului Noie este să se mulțească și să repopuleze pământul. Este clar că Dumnezeu dorește refacerea rasei umane. Amintiți-vă că Dumnezeu a dat această poruncă în anumite circunstanțe. Astăzi suntem într-un moment de explozie demografică. Poate că la noi este mai greu de observat acest lucru, dar mai sunt și alte națiuni pe glob. Oricum, noi și familia lui erau singurii oameni pe pământ la acel moment. Vă puteți imagina oarecum cum era? Noi mergem pe stradă și sunt oameni de jur împrejurul nostru. Mergem la servici și sunt mașini în fața noastră, în spate, la stânga, la dreapta. Apoi, la numai un an distanță, te trezești singur. Tu și familia ta. Doar voi. Ar fi o experiență neobișnuită pentru noi, dar aceasta a fost experiența lui Noe. Spune Dumnezeu, să puce groaza și frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mișcă pe pământ și pe toți peștii mării. Vi le-am dat în mâinile voastre. Iată că o altă parte a acestui legământ este protecția omului și autoritatea ce este încredințată peste lumea animală. Eu cred că până la acest moment relația dintre om și lumea animală a fost diferită. Se pare că omul nu se hrănea cu carne înainte de acest moment. Toate animalele erau îmblânzite și nu aveau ferocitatea de astăzi. Mai mult, amintiți-vă că animalele au venit la noi când începea potopul. Se pare că nu se temeau deloc de el. De acum, animalele însă se vor teme de om. Numai că omul este responsabil pentru lumea animală. Numai că modul în care omul tratează această lume animală este adevărat, este o poveste tristă. Omul este în pragul exterminării unor specii întregi, ceea ce dovedește proasta administrare pe care omul o face cu privire la lucrurile încredințate de Dumnezeu. Este același comportament pe care omul are și în ceea ce privește sufletul lui. Nici în această zonă omul nu stă mai bine. Omul are responsabilitatea propriului suflet și ce face cu el? Este un răspuns pe care nu este greu să-l dăm. Din nefericire, omul ignoră ofertele lui Dumnezeu sau le tratează cu ușurință, aducând stricăciunea din inima lui și în mediul în care trăiește. În primele clauze ale legământului, Dumnezeu îi încredințează omului responsabilitatea de a repopula pământul. Apoi, Dumnezeu asigură protecția omului, făcându-l stăpân pe lumea animalelor. Odată cu această autoritate, însă, omul capătă și responsabilitatea. De acum, Dumnezeu este preocupat de hrana omului. Și spune tot ce se mișcă și are viață să vă slujească de hrană. Toate acestea vi le dau ca și iarba verde. Până la potop, Dumnezeu a dat omului ca hrană tot ce era verde, lumea vegetală. Acum el îi spune lui Noe că se poate hrăni cu animale. Este foarte adevărat că sunt oameni pentru care acest lucru este o cruzime. Ei sunt vegetarieni și de multe ori pentru ei aceasta este religia lor. Am întâlnit odată o doamnă care era vegetariană și, așa cum vă spuneam, aceasta era ca o religie pentru ea. Când i-am spus că populația antideluviană era vegetariană, a fost încântată. Ea credea că acesta este un motiv în plus ca noi toți să fim vegetariani și chiar a cerut secretarei sale să ia notițe. Probabil că mai târziu și-a șters notițele, deoarece am spus, nu cred că aș fi atât de entuziasmat pentru că cei vegetariani au fost distruși de potop. Dacă regimul vegetal le-ar fi îmbunătățit modul de viață în vreun fel, atunci n-ar fi fost distruși de potop. Oricum, cert este că acesta este momentul în care Dumnezeu îi îngăduie omului să mănânce carne. Singurul lucru pe care Dumnezeu îl interzice aici este folosirea pentru hrană a sângelui animalului le spune Dumnezeu, numai carne cu viața ei, adică sângele ei, să nu mâncați. Sângele trebuia scurs din animal înainte de a fi folosit pentru hrană. Sângele este cel care vorbește despre viață. Scurgerea sângelui indică modul în care moare animalul. El nu trebuie să moară chinuit, ci dând dovadă de milă, omul trebuie să omoare animalul înainte de a-l găti. McGee, autorul acestor comentarii, era un vânător înfocat, dar spune el că nu-i făcea plăcere să împuște prepelițe. Un motiv pentru aceasta este că nu întotdeauna ele sunt lovite din plin și rănite așa cum sunt, ele se târăsc și nimeni nu le mai găsește. Astfel, ele mor în chinuri groaznice. Dumnezeu spune clar că atunci când mănânci carne, trebuie să te asiguri mai întâi că sângele animalului se scurge pe pământ. Cu alte cuvinte, Asigură-te că animalul acela nu este supus la chinuri. Dumnezeu are un motiv clar pentru aceasta: Căci voi cere înapoi sângele vieților voastre, îl voi cere înapoi de la orice dobitoc, și voi cere înapoi viața omului din mâna omului, din mâna oricărui om care este fratele lui. Este interesant ceea ce spune Dumnezeu aici, pentru că sunt anumite animale care nu sunt tocmai folositoare pentru oameni. Sunt animale care poartă microbi și boli sau sunt animale turbate de care trebuie să ne protejăm. Acum sunt sigur că nu la acestea se referă Dumnezeu când vorbește despre sângele lor. Oricum, principiul este acela că omul este responsabil pentru lumea animală. Mă gândesc acum că din ceea ce vedem în jurul nostru, se pare că omenirea nu s-a purtat într-un mod mai responsabil cu această lume. Să mergem însă la următoarea afirmație a lui Dumnezeu, cea care se referă la viața omului. Dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om. Iată că Dumnezeu așează aici un principiu cu privire la guvernarea și protecția omului. În nou legământ pe care Dumnezeu îl încheie cu omul, am văzut că Dumnezeu îi dă autoritatea asupra lumii animale. De fapt, este de acum o nouă hrană pe care Dumnezeu o dă omului. Îi se încredințează omului responsabilitatea de a repopula pământul, dar acum apare și o referire la guvernarea relațiilor dintre oameni. Mai precis, este vorba de acea guvernare care se constituie ca bază pentru pedepsa capitală. Pot să atrag atenția aici asupra depărtării generației contemporane de cuvântul lui Dumnezeu? Vedeți, populația actuală a Pământului nu se mai călăuzește după Sfânta Scriptură, după Biblie mai mult, parcă sfidează acest cuvânt al lui Dumnezeu. Că o consecință acestui fapt, judecători, avocați, politicieni, nici nu mai țin cont de recomandările cuvântului lui Dumnezeu. Pedeapsa capitală nu mai face de mult parte din legislația multor țări. Noi considerăm un act de civilizație superioară faptul că am abrogat o Dar sunt oare oamenii mai buni? În același timp, criminalitatea a crescut îngrijorător de mult. Deci, este evident că nu este nicio urmă de dezvoltare a civilizației în tot acest sistem. Mi-au caminte că, că am fost confruntat cu o broșură care întreba Este aplicarea pedepsei capitale creștinească? Ei bine, eu cred că scriptura vorbește destul de clar despre acest lucru. Pedepsa capitală este o bază pentru guvernarea omului. Eu cred că este dreptul unui guvern să ia viața unui individ care a luat viața altui individ. De ce? Pentru că Dumnezeu a impus lucrul acesta pentru a proteja viața umană. Eu cred că Dumnezeu cunoaște foarte bine pornirile din inima omului. Dacă ați citit cu atenție capitolul 4, la versetul 23, ați remarcat probabil ce spune Lameh nevestelor sale. El se laudă că a omorât un om pentru rana lui și un tânăr pentru vânătăile lui. Apoi se laudă că va fi răzbunat de 70 de ori câte șapte. Cum vi se pare acum? Vi se mai pare că este vorba de cruzime din partea lui Dumnezeu să lasă o asemenea lege? Mie mi se pare că Dumnezeu ne cunoștea prea bine inimile și de aceea se vede nevoit să intervină în guvernarea vieții omului, tocmai pentru a oferi protecția de care omul are nevoie. Eu cred că atunci când un criminal știe că dacă ia viața cuiva și viața lui va fi luată, o asigur eu se va gândi de două ori la lucrul acesta înainte de a trece la fapte. O altă idee modernă cu privire la guvernare este cea legată de statul polițienesc. Nu pot să spun că sunt de acord cu aceasta. Eu cred că adevărata problemă nu este aceea a poliției, ci a inimii omului. Atâta timp cât ea este o inimă nepredată lui Dumnezeu, legile unui stat nu pot face prea mare lucru. Singur Dumnezeu este cel care face acele schimbări radicale de care lumea are atâta nevoie. Aceasta a fost, de fapt, cea de-a cincea clauză pe care Dumnezeu o aduce în cadrul noului legământ pe care El îl încheie cu omul. Urmează acum o repetiție a primei clauze. Iar voi, creșteți și înmulțiți-vă, răspândiți-vă pe pământ și înmulțiți-vă pe el. După această repetiție, Dumnezeu afirmă că acest legământ este valabil nu numai pentru noi și familia lui, ci pentru întreaga umanitate. Dumnezeu a mai vorbit lui Noe și fiilor lui care erau cu el și a zis, Iată, eu fac un legământ cu voi și cu sămânța voastră care va veni după voi, cu toate viețuitoarele care sunt cu voi, atât păsările cât și vitele, și toate fiarele de pe pământ care sunt cu voi, cu toate cele care au ieșit din corabie și cu orice alte dobitoace de pe pământ. Toate creaturile lui Dumnezeu sunt incluse în acest legământ, dragii mei. Profetul Isaia prezice că într-o zi leul și mielul vor ședea împreună fără ca leul să-l distrugă pe celălalt. În epistola sa către romani, apostolul Pavel spune că întreaga creație geme și se chinuie în durerea acestei vremi. Eu cred că Dumnezeu a făcut acest legământ cu Noe și cu toți descendenții lui până când împărăția lui va fi instaurată pe pământ spune Dumnezeu, fac un legământ cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului și nu va mai veni potop ca să pustiască pământul. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. El nu va mai distruge pământul prin apă vreodată. De acum înainte, judecata lui asupra pământului nu va mai fi prin apă, ci prin foc. Este de fapt ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu prin apostolul Petru în cea de-a doua epistola sa, în capitolul 3. În următoarele versete din capitolul 9 avem imaginea legământului și, cred eu, semnificația lui spirituală. Și Dumnezeu a zis: Iată semnul legământului pe care îl fac între mine și voi, și între toate viețuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci. Curcubeul meu pe care l-am așezat în nori, el va sluji ca semn al legământului dintre mine și pământ. Așa cum vedem aici, acesta este semnul vizibil al legământului. Curcubeul. Ascultați în continuare. Când voi strânge nor deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor și eu îmi voi aduce aminte de legământul dintre mine și voi și dintre toate viețuitoarele de orice trup și apele nu se vor mai face un potop ca să nimicească orice făptură. Curcubeul va fi în nor și eu mă voi uita la el ca să-mi aduc aminte de legământul cel veșnic dintre Dumnezeu și toate viețuitoarele de orice trup de pe pământ. Observați ce spune Dumnezeu aici. Eu mă voi uita la el și îmi voi aminti. Dumnezeu n-a spus că noi îl vom vedea, ci el îl va vedea. El se va uita la el și va fi un legământ veșnic între Dumnezeu și orice creatură vie de pe pământ. Cred că ori de câte ori vedem curcubeul, ar trebui să ne aducem aminte de aceste cuvinte și să le luăm ca o încurajare ce vine din partea unui Dumnezeu iubitor și iertător. Pentru mine, curcubeul este un simbol al cărui încărcătură spirituală este foarte mare. El este anexat unor promisiuni încurajatoare. Cineva spunea: Ochiul harului lui Dumnezeu și ochiul credinței noastre se întâlnesc în sacramente. Cred că acesta este lucrul care se petrece atunci când privim curcubeul. Credința noastră se bazează pe promisiunea atașată acestui semn. Vedeți, Ceea ce este important aici nu este în cele din urmă semnul, ci este ceea ce este în spatele semnului. Dumnezeu este cel care a făcut promisiunea și la ea a atașat un semn. Cred că promisiunea aceasta a curcubeului este răspunsul lui Dumnezeu la altarul lui Noe. Este ca și cum Dumnezeu îi spune lui Noe: Noe, am văzut ce ai făcut și o să-mi aduc întotdeauna aminte de lucrul acesta. Un prieten îmi povestea că odată, călătorind cu avionul, a văzut curcubeul sub forma unui cerc multicolor uriaș. Eu cred că aceasta este forma în care vede Dumnezeu curcubeul. Este o protecție pe care Dumnezeu a pus-o pământului. Este un semn care nouă ne comunică că Dumnezeu vede nelegiuirea de pe pământ. Este semnul prin care Dumnezeu ne spune că ar trebui să fim judecați pentru ea, dar el încă se îndură de noi. Vorbind despre nelegiuire, ea apare atât de repede în viața noastră, mai repede decât ne place nouă să recunoaștem. Este, de fapt, vorba despre natura noastră. Ascultați numai ce se întâmplă cu Noe. Noe e cel care vede cea mai mare izbăvire, cel care făcuse altarul și cu care Dumnezeu încheiase un legământ. Fiii lui Noe care au ieșit din corabie erau Sem, Ham și Iafet. Ham este tatălui Canan. Aceștia au fost cei trei fii al lui Noe și din ei s-au răspândit oameni peste tot pământul. Noe a început să fie lucrător de pământ și a sădit o vie. A băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Așadar, Noe împreună cu copiii lui ies din corabie, construiesc altarul, Dumnezeu încheie legământul cu ei și în cele din urmă Noe păcătuiește. Principala problemă aici este aceea că Noe se îmbată și lucrul acesta este un păcat. Deși mulți comentatori au căutat o scuză pentru păcatul lui, eu nu cred că există vreuna. O scuză, spun unii, ar fi că el nu era conștient de efectul vinului. Observați că înainte de potop, consumul de alcool nu este menționat printre păcatele oamenilor. Mai sunt și cei care susțin teoria numită teoria baldachinului. E susține că înainte de potop, o crustă de gheață acoperea pământul, iar razele soarelui erau filtrate de aceasta. Din această cauză, mustul boabelor de strugure nu fermentau. Vinul, spun ei, era o noutate pentru noi. Tot ce e posibil. Mai sunt și alte teorii, dar timpul nu-mi permite să le menționez aici pe toate. Ceea ce pot să spun este că, într-adevăr, este începutul unei noi lumi, dar este și vechiul păcat prezent în ea. Cred că incidentul ne arată destul de bine lucrul acesta. Să vedem dar mai departe ce se întâmplă. Ham, tatălui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și a spus celor doi frați ai lui afară. Atunci, Sam și Afet au luat mantaua, au pus-o pe umeri, au mers de andăratele și au acoperit goliciunea tatălui lor, fiindcă fețelele erau întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor. Noe s-a trezit din amețeala vinului și-a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai tânăr și-a zis, blestemat să fie Canan, să fie robul robilor fraților lui. Ați auzit ce spune Noe? Blestemat este Canan. Interesant este că aceasta era o clauză adăugată legământului cu Noe. Oricum Dumnezeu nu extinde acest blestem și asupra lui Ham. O întrebare mereu pusă este, culoarea pieii are de-a face cu blestemul lui Ham? Eu nu nu cred așa ceva. Cel puțin nu observ nicio evidență în Sfânta Scriptură care să susțină o asemenea opinie. În ceea ce privește pigmentul care colorează pielea, cred că are mai degrabă a face cu soarele de afară decât cu păcatul din lăundru. Mai mult, nu este niciun blestem care să-l implice pe ham. Încă o dată, culoarea pieii nu are nicio legătură cu păcatul. Este un lucru trist că acest fapt a fost aplicat în ceea ce îi privește pe negri, dar cred că este o nedreptate pentru ei și este o nedreptate în ceea ce îl privește pe Dumnezeu pentru că el nu a spus așa ceva. O altă întrebare frecvent pusă este cea legată de motivul pentru care Dumnezeu a îngăduit să fie scris această istorie a păcatului lui Noe. Dacă ar fi fost omul cel care ar fi scris Biblia, probabil ar fi făcut unul din două lucruri. Fie ar fi omis cu totul acest episod din viața lui Noe pentru a face din Noe un erou, fie ar fi făcut din acest episod unul mult mai sordid. Dar Dumnezeu a avut un alt scop în înregistrarea episodului. Pentru a înțelege acest scop, trebuie să ne aducem aminte că autorul uman al cărții Geneza este Moise, care o scria pe când Israel intra în Canaan, țara promisă. Această țară a fost întemeiată de Canaan, fiul lui Ham ori Dumnezeu prin Moise explică izraeliților de ce el le dă această țară și nu alta. Nu este altceva decât împlinirea unei profeții pe care Dumnezeu o făcuse cu secole înainte. Citiți Vechiul Testament, istoria seculară și veți vedea cât de multe evidențe ale împlinirii acestor profeții cu privire la urmașii lui Ham există în toate aceste relatări. Un alt motiv pentru care Dumnezeu a înregistrat acest episod este cel explicat în epistola lui Pavel către romani în capitolul 15, versetul 4. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau scripturile să avem nădejde. Este vorba aici de învățătura pe care Dumnezeu ne -o dă. Este învățătura potrivit căreia carnea, firea, natura noastră este slabă, Domnul Isus a spus, Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Aceasta nu este o scuză pentru noi. Faptul este destul de clar. Noe s-a îmbătat. Acum, poate că tu, dragul meu prieten ascultător, nu ești un consumator de băuturi alcoolice, dar și tu și eu avem aceeași natură ca lui Noe, ceea ce înseamnă că sunt totuși lucruri în viața noastră care nu-i fac deloc plăcere lui Dumnezeu. Cred că noi avem o concepție destul de greșită despre viața pe care o ducem în acest univers. Se cheltuiesc sume uriașe pentru explorarea spațiului, căutându-se alte forme de viață sau locuri unde omul ar putea trăi, dar se alocă prea puține fonduri pentru a învăța cum să trăim mai bine pe acest pământ. Dumnezeu este însă preocupat să ne învețe cum să trăim pe acest pământ pe care el ne-a așezat și ne-a arătat acest episod în care noi, iată, Comit acest păcat tocmai pentru a ne ajuta să înțelegem efectele devastatoare ale alcoolului. Nu numai asupra celui care îl consumă, dar și asupra celor din jurul lui. Pentru că noi a păcătuit, l-a făcut și pe fiul său să păcătuiască și iată un blestem care s-a transmis din generație în generație, din pricina unui om. Așa că, dragul meu ascultător, trebuie să fii atent la ceea ce faci. Pentru că influența s-ar putea să nu fie numai asupra ta, ci și asupra celor din jurul tău. Acum, cred că este important să înțelegem ceea ce trebuie din acest episod și nu să ne hazardăm în speculații dăunătoare. Deci, Noe nu și-a pierdut mântuirea din pricina acestui fapt. A fost un lucru grav, cel pe care el l-a făcut. Nu există scuze pentru el, dar a fost o slăbiciune a lui. Să vedem însă ce spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Era mai zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului lui Sem și Canan să fie robul lui. Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet, Iafet să locuiască în corturile lui Sem și Canan să fie robul lor. Așa cum am spus adineauri, în vremea în care Moise se scria această carte, erau în drumul lor spre Canan. Dumnezeu îi încuraja pe acești descendenți descendența lui Sem să împlinească profețiile făcute cu sute de ani înainte cu privire la ei. Noe a trăit după potop 350 de ani. Toate zilele lui Noe au fost de 950 de ani, apoi a murit. Acestea au fost datele despre Noe, acest om care a umblat cu Dumnezeu în ciuda acestei slăbiciuni. După cum ați văzut, n-a fost un om neobișnuit, ci unul care a avut slăbiciuni, păcate, dar unul care a venit cu ele la Dumnezeu, a umblat cu Dumnezeu și în acest fel a fost izbăvit. Este o invitație pentru fiecare dintre noi să căutăm izbăvirea noastră la Dumnezeu și să învățăm din ceea ce citim. Data viitoare vom aborda următorul capitol, urmărind mai departe evoluția urmașilor lui noi de această dată. Fiți binecuvântați! Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania@ Căsuța Poștală 19, liniuță 88 București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro. Itinerar biblic. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.